o bisericuță aflată sus pe munte, creste stâncoase, vârfuri spectaculoase, ceață, umezeală și frig, oameni calzi, sate pierdute și risipite pe dealuri, toate în acest episod al emisiunii Pe Poteci spre inima ta. Începutul toamnei mi-a purtat pașii spre județul Caraș-Severin, unde, la circa 30 de kilometri de băile Herculane, se găsește comuna Cornereva, una dintre cele mai întinse comune din țară, ce are în componență 40 de sate, răsfirate pe văi și pe culmi, la altitudini între 400 și 800 de metri. Nu fusesem niciodată în Cornereva, așa că am fost plăcut surprins de toate culmile ce o înconjoară, de peisajele văzute de sus și de potențialul pe care zona l-are pentru drumeții în natură, la pas sau pe bicicletă. Poziția geografică, destul de izolată față de alte localități, poate fi un avantaj pentru cei ce își doresc mai multă liniște, dar și să descopere zone noi. Aici încă există mori pe apă pentru măcinat porumbul, vâltori pentru spălat, dar mai ales gospodării autentice, în care oamenii trăiesc lucrând pământul și crescând animale. O viață plină de muncă, o viață grea, din care și noi am putea învăța multe dacă am cunoaște-o mai bine. Căutând informații pe net, dar și dorindu-mi să găsesc puncte de belvedere aflate deasupra comunei, am aflat de Piatra Elișovei, acolo unde, spune legenda, niște haiduci au ascuns cândva o comoară. Nu conta că afară picura sau că cerul era întunecat de nori, orice zonă nouă în care ajung, pentru mine e importantă, pentru că îmi descoperă o nouă bucățică din țara noastră. Aia e biserica din Boglitin, da? Și pe acolo aș vrea să urc în pasul Prislop, undeva acolo. Sace care se văd și culo din partea aia se văd mai bine, dar când e soare, e spectacol. Vârful Piatra Elișovei are circa 1150 de metri altitudine și se află pe culmea Cănicea, partea munților Cernei. Cu o lungime de circa 15 km și priveliști impresionante spre creasta principală a munților Cernei, Țarcu și Godeanu, această culme este ideală atât pentru excursii cu bicicleta, cât și pentru incursiuni făcute la pas. Deci că știi unde e intrarea în peșteră? La comoara secretă? Uite, se vede că bate vântul. Se mișcă firele de iarbă, deci iese curent de acolo din gaură.
îndepărtare trebuie să fie munții Almăjului și dincolo de ei undeva ar fi Dunărea. Coace drumul european care duce spre Timișoara. Și iată că și pe partea cealaltă a munților Cernei sunt locuri super frumoase de văzut. Asta mi-aduce aminte un pic de vârful Arjana, că și acolo este o zonă, o culme foarte stâncoasă și prăpăstioasă. Aici este așa o aglomerare de pietre puse una peste alta, cu o comoară ascunsă undeva de desubt. Nu știu dacă vreți veniți voi și căutați-o, eu n-am găsit-o. Am găsit, de fapt, o comoară, dar nu genul ăla la care vă gândiți voi. Am găsit o comoară care nu se poate îngropa. În schimb, se poate dezgropa. Trebuie să săpați bine. Acum mergem înapoi în Cornereva, în centru. O să merg în satul Bogâltin, care ține tot de Cornereva. Și de acolo părăsesc drumurile, părăsesc mașinile și urc spre Pasul Prislop, în munții Cernei. Este ora 5 și jumătate seara, cam târziu pentru a porni pe un traseu montan, ora asta. În mod normal, când vrei să faci un traseu pe munte, trebuie să pleci cât mai de dimineață, pentru că nu știi ce ți rezervă ziua și e bine să ai timp și să te bucuri de traseu, dar și să poți ajunge în siguranță înapoi jos în caz că ceva se întâmplă. Totuși, eu am hotărât să merg mai departe în seara asta, după ce toată ziua m-am plimbat pe culmea aia din spate și prin zona comunei Cornereva, m-am plimbat cu mașina, că de am vrut să filmez cât mai mult într-un timp scurt, așa că n-am făcut încă o drumeție aici în zonă. Am zis să recuperez și să fac un traseu acum pe seară. Pe partea asta a munților Cernei nu am ajuns niciodată. Am tot văzut satele astea dinspre Cornereva, le-am văzut de sus, de pe Arjana sau de pe vârful Iuții, dar mi-am dorit foarte mult să văd cum arată și în sens invers, cum arată munții văzuți din Cornereva. Și nu m-au dezamăgit, peisajele sunt foarte frumoase, mai ales dacă urcați pe culmea aia din spate de acolo. Sunt foarte multe culmi care merită urcate aici în zona Cornereva, dar am ales să urc acum pe un traseu marcat, care urcă în munții Cernei din satul Bogâltin, prin care vreau să ajung în Pasul Prislop. Traseul cu punct roșu cred că este undeva lângă vârful Cușmița, nu este chiar în pas, o să vedem acolo ce găsim. O să văd cum mă orientez prin pădure, mai ales dacă se lasă întunericul și la noapte o să pun hamacul undeva cât mai sus, astfel încât dimineață poate voi avea noroc de ceva peisaje spectaculoase dacă norii se împrăște. Voi nu faceți ca mine, porniți traseul dimineața, mai bine ajungeți seara în zonă, vă cazați undeva și dimineața frumos, la prima oră, puteți să porniți pe traseu. Gata, strângem și am pornit la deal. Zona centrală a Cornerevei, situată pe valea râului Belareca, a fost punctul meu de plecare pentru o drumeție în munții Cernei, drumeție ce avea ca scop principal cunoașterea mai îndeaproape a vieții oamenilor din satele de la munte. De comuna Cornereva aparțin satele aflate sus, pe versanții munților Cernei. Țațu, Ineleț, Prisăcina sau Dobraia sunt doar câteva dintre ele, iar pe unele le voi vizita și eu în acest episod. Mergând prin ploaie și prin vânt, ca printr-un tunel al timpului, care mă va duce, dacă voi fi vrednic, undeva în trecut, în lumea izolată a oamenilor de la munte. Uite și Arjana frumoasa și acolo spoienile din Pasul Prislop. Uite, am ieșit în prima culme, am putea spune că asta e culmea. Și în spate se vede creasta principală din munții Cernei. În dreapta trebuie să fie vârful Cușmița și în față vârful Iuții. Și mai în stânga ar trebui să fie vârful Vlașcu Mic. Hai, ce fain arată, păcat că e norul ăsta de ploaie acolo. Ăsta nu este un mormânt, este o masă cu băncuțe care e protejată de animale. Haide, cu o parte frumos, păcat că nu am timp să mă opresc acum. Haide și un izvor așa amenajat, foarte bine prinde călătorului. Tot sate din comuna Cornereva. Topla, Zânogi, Camena.
pe Valea Râmna sau Ramna și în stânga acolo e vârful Cozia, dar nu Cozia de Vâlcea, ci Cozia de aici, de la Corneleva. Mărie descuiat. E cineva? Mă gândesc că e cineva. Dar nu e nimic aici. Atenție la cap. E un loc bunuț ăsta, aș putea să mă opresc. Ora 7. Un loc uscat, ferit de animale, ferit de ploaie, acoperiș bun. Aș putea să mai avansez, mai am lumină, cred, cam o oră. Doar că știu că în pasul prislop sunt și câini de la stână, nu găsesc adăpost, ar trebui chiar să dorm în pădure. Și în caz că începe o ploaie, că norii nu arată prea promițător, dar că mai bine aș dormi aici. Plus că se vede în vale localitatea Corneleva, aș putea să văd cum arată pe timp de noapte sau dimineața. Deci continuarea traseului prin pădure, pe culmile alea. Adăpost pentru o noapte. Ce-ți trebuie mai mult? Încolo voi merge mâine. Incredibil ce peisaje. Cât de sălbatic și liniște și frumos. Uite acolo încă un adăpost și o creastă stâncoasă pe care cred că o voi inspecta dimineață. Sau acum. Am mai pus pe mine un polar pentru că s-a făcut destul de răcoare. Aiesc că a început să plouă mai tare. Și la urmă o să rămân aici în șura asta, sau ciofia, draști. Așa, o să pun hamacul pentru a nu dormi pe jos, prin praf și șoricei sau ce mai fi pe aici. Aș vrea să mai ies totuși un pic. Poate mai prind niște cadre frumoase. Cu un apus spectaculos. Dar nu trebuie să fie neapărat apus spectaculos ca să fie frumos. Trebuie să vedem dacă nu reușim cumva să... Mi se pare frumos și ceea ce ne înconjoară acum. Pentru că nu tot timpul ai parte de vreme bună. Asta e. Trebuie să colorăm folosind culorile pe care le avem la dispoziție. În cazul meu, portocaliu și albastru. Se întunecă în curând, dar nu mă pot opri din explorat. Pentru că locul e... tocmai am văzut ceva. Că locul ăsta e incredibil. Și mă bucur că m-am oprit. Dar stați să vedem cum arată creasta aia stâncoasă. Stai să vezi ce înseamnă Munții Cerni. Imediat. Cât de frumos, uite Bogâltinul în vale. Mamă, dar ce vale aici. Fantastic. Cât de frumoasă e creasta asta. Uitați-vă ce se vede în spate. Fantastic. Pe acolo am venit. Prin poienile alea de pe acolo, așa, din sat. Cât de fain. Ce bine că n-am lăsat pe dimineață creasta asta, pentru că dimineața ar putea să fie și mai ceață. Nu se știe. Uite ce stâncării. Bate vântul, plouă și super frumos. S-ar putea să fie comuna cu cele mai multe sate din țară, vreo 40 are în subordine. Și sunt împrăștiate pe o suprafață foarte mare. O parte din ele le-am văzut azi, o parte o să le vedem mâine. Alea cele mai izolate. Nu sunt chiar așa gras, cam mult. Saltelița și fel de mâncare și... Mamă, ce bine am dormit. Dar a plouat. Mamă, toată noaptea au fost rafale așa de ploaie. Acum văd că s-a cam oprit, dar nu știu dacă se oprește de tot sau începe iar. Acum ar trebui să mă mișc. 7:30.
E toamnă, ce vreți? Așa-s diminețile de toamnă de multe ori. Eu plec oricum la drum pentru că vreau să ajung dincolo de creastă, în cătunele care țin tot de Cornereva. În partea asta aici aproape este Dobraia, o să ajung și în Prisăcina, să vedem un pic cum trăiesc oamenii așa izolați în vârf de munte. Hai să vedem ce ne rezervă și ziua de astăzi, care, chiar dacă este înnorată, umedă, cețoasă, ar putea să fie o zi foarte spectaculoasă. Pentru asta trebuie și noi să fim un pic deschiși și, desigur, pregătiți să facem față frigului, vântului, umezelii, cu echipament potrivit și mai ales o atitudine potrivită. Toamna e la ea acasă aici pe munte. Noi suntem în vizită. Gata cu poiana. Acum intrăm în pădure. Cât de frumos. Aude, de ce credeți că e așa verde pe jos? Pădurea e iarbă? Nu, sunt pui de fag. Auto cum începe. Câte o creangă se îngălbenește și apoi... Din păcate, nu pot să vă descriu, nici să filmez, nu reușesc, astfel încât să vă arăt cât de frumos e să te plimbi printr-o astfel de pădure. Incredibil. Plouă pe vârful Cușmița și acolo pasul Prislop și în spate Arjana. A trecut ceva timp de când n-am mai făcut asta. Uite oile, nu le pasă că-i vremea rea. Uite și câinii. Pentru că o să mă întâlnesc cu câinii de la stână și dacă o să mă țină pe loc, să nu îngheț până trec de ei. Bună ziua! Stai cu minte! Acolo aveți stâna? Da, da, da! Și în Prislop mai e turma? Da, da. Bine, ziua bună! Numai bine, drum bun! Mulțumesc! Parcă aș fi, nu știu, Victoria Lipan, Ana lui Manole. Ce caute pe aici? Plouă, bineînțeles, dar cel puțin sunt sub plafonul norilor. Pe Arjana se vede că a coborât norul. Sau a urcat Arjana, nu știu. Spre est ar trebui să se vadă munții Mehedin și Valea Cernei. Vârful Cușmița și Arjana, creasta lungă și cu zascul Arjanei ăla ascuțit. HM, Hercules Marathon sau hai mă că poți. Mă, dar nu-i corect, acolo e soare. Că tot... Sunt un pic adăpostit aici de vânt. Să iau ceva de mâncare. Nu pentru mine, pentru camera asta, asta mică. Hai la tata! Pace vânt pe cărăruie, pe care băcița suie. Pace vânt pe cărăruie, pe care băcița suie. Iuhu! Vârful Cușmița, 1400 și ceva parcă, sau 1005. Pasul Prislop. Uite, o țineți minte pe Arjana. Foarte bune merișoarele astea, dar păcat că sunt prea mici. Nu găsesc eu un merișor mai mare. Oh, uite, da, aici. Oh, dar e început. Cum de e început?
Probabil pentru că mi-a venit ideea acestui cadru după ce începusem să mănânc din măr. Ce-ai fura, mă? Vedeți unde am ajuns, de Valea Cernei și Munții Mehedinți, și am ajuns sub vârful Iuții. Și acum să vedem peisajele de pe vârful Iuții. Câte sălbăticie! Spre izvoarele Cernei, vârful lui Stan în dreapta, în depărtare creste din Retezat. E unul din vârfurile mele preferate de aici, din Munții Cernei, pentru că peisajele sunt incredibile. Aude acolo ce vârf singuratic și interesant, vârful Opleșata. Asta primul trebuie să fie vârful Zgliver sau așa ceva, și al doilea e Vlașcu Mic. Și creasta se duce spre nord, se unește cu Munții Godeanu. Dincolo de vârful Zgliver se văd Munții Țarcu. Cred că e chiar vârful cel mai înalt acolo undeva. Acolo în spate trebuie să fie Piatra Cloșanilor. De aici o să cobor pe o culme nemarcată până reintru în traseul marcat și apoi prin pădure spre satul Ineleț și apoi pe traseul marcat până în Prisăcina. Dar pe drum sper să întâlnesc ceva oameni, să stăm un pic de vorbă, pentru că asta e unul din lucrurile deosebite la Munții Cernei, este faptul că aici locuiesc oameni, pe munte. Of, cineva a muncit serios aici, nu glumă. Poieni, toate poienile care se văd și stâncile care se văd oferă niște priveliști incredibile spre Mehedinți. Uite câteva semne că zona este locuită și vârful Arșana pe fundal. Wow, pe asta nu știam. Fii atent ce bordei ascuns. Wow. Ce m-aș duce să dorm acolo? Vorba de nivel, se vine așa, pe după vârful ăsta și se iese în Prisăcina. Și apoi o să merg așa și o să iese în Dobraia, care e dincolo de... A, uite acolo. Ia stai. Zic, se vede bisericuța din Dobraia? Da! Wow, acolo trebuie să ajung. Mai avem parte și de momente din astea cu soare. Ce bune sunt. Și fără vânt. O ultimă privire în urmă spre vârful Arjana și creasta principală. De aici intru un pic în pădure, ies iar într-o poiană și apoi pădure până în sat. Așa, oi! Așa, oi! Gata, gata, gata! Sănătate! Salut! Bine că m-ați văzut la timp! Uite, făceam niște un filmuleț așa cu munții și... Băi, băi! Freddy! Fugi de aici! Fugi de aici! Ce-a dracului, m-ai adus toamne! Ce-a dracului! De unde, de unde sunteți? De Cornereva. Cornereva? De pe partea asta altă, adică? Da, e altă mașină, Vlaș cu Mic. A, Că din Cornereva am urcat și eu. Am urcat aseară din Bogâltin. Da, și acum vreau să cobor aici, în Ineleț. Sănătate! Ce faceți? Mâncăm, Jeu! Foarte bine! Hai că-mi scot și eu din geantă, că am și eu ceva la mine.
final. Și cum, până când mai stați pe munte? Până la 1 acum. 1 octombrie? Da. Și oile sale sătenilor sau? Avem și noi a noștri. Ah, Da. Dar e mai mulți, nu stați la unul. Hai să vă dau o prăjiturică, vreți? Ceva dulce. Mulțumim. Ba, pentru voi n-am. Chiar ce mănâncă toată ziua câinii? Ne dăm dimineața când plecăm de acolo. Da, da. Până la Herculane se vede, da. Vedere, mi-a părut bine. Uite, spre izvoarele Cernei, spre Cernea Sat, plouă deja. Se vede un pic coama. Uite, adăpost de ploaie. Bonus. Ca să compenseze faptul că reîncepe ploaia. Hai să vă arăt într-o singură imagine de ce ador eu munții Cernei și de ce mi se pare așa frumoși. Pentru că avem căsuțe așezate incredibil și doi, pentru că avem abruptul mehedinților atât de aproape și de spectaculos. Bună ziua! Ce faceți? Uite, pe aș vrea, mă duc la noi și vreau. Da, s-auzeau niște clopote aici. Da. Aici locuiți? Aici, da. Da, au mai rămas puțini oameni aici, cred. Aici, da, au fost odată. Câți au fost pe aici? Anineles, de exemplu, erau 100 sau cât? Păi da, da, acuși gata, acuși 200 la cimitir. 200 la cimitir, acolo. Da, da. Poți să vă fac o poză la încălțări? Da. Că sunt interesante, noi la oraș. Dar astea vi le faceți dumneavoastră? Le face unul la Conereva, dar a murit. Da, și acum cine mai face? Acum găsim pe altul. Da, dacă o mai știi cineva să facă. Dacă nu. Că tinerii, nu știu, tinerii nu prea mai stau. Tinerii au plecat la școală, au plecat la menun, pe din culoare, nu mai vede să facă de... Da, da. Da. Dar aici la școala asta, Ninelez, câți elevi mai sunt? Nu mai este nici unul, gata. Nici unul? Nu. Păi anul trecut parcă erau. A fost, au reșit, au învățat, au reșit. Au terminat clasa 4 sau cât? Da, au terminat la Herculane. Școala aici e gata, pe terminăm, mă, gata. Să știți, partea aia dincolo e Medințu. Știu, aia știu, dincolo de Cernă. Ați fost? Am fost și dincolo, pe Crovul Mare, Foiroaga Tâmnei aici, Crovul Mare acolo, Poinile Porcului. Foiroaga Tâmnei acolo, dă. E asta în față aici. Asta e Foiroaga Mare. Nu, Foiroaga Tâmnei asta. Aia e Tâmnă. Ba da, aici, da. Ai dreptate, scuzați. Mulțumesc, mulțumesc. Nu, scuzați. Că asta este în Crovul Mare. Da, da, da. Și mergi prin Poinile Porcului și ești în Crovul Medved acolo. Da, știu că am trecut și eu la Zvierna și cum mă stăte. Da, ai loc, fain. Super frumos și pe acolo, dar e mai pustiu pe acolo. Era de acolo și până aici jos, era 50-60 de căști, era lume, era fiat. Peste vale acolo? Da, da, da. Atât mai ies acolo, 3-5-6 case. Acolo aici așa zona asta, nu? Da. N-ai ce face de acolo. Dar turiști mai vin pe aici, ați văzut? Da, vin în continuu. Vara. Aaaa, păi și vă bucurați? Sau? Păi de ce să nu mă bucur că mai stau cu dumneata de vorbă? Păi da. Oricare și îmi dau seama că ea are fiecare de aia, da, la, da. La oraș închise de mașini, zgomot. Să păstrați locurile așa cum sunt, că noi de-aia venim. Da. Curat, na, căsuțele în picioare, căpițe. Și turiștii vin și mai cumpără și ei o brânză, cumpără niște fructe, da, să câștige, da, toată lumea. Da, da, așa, da, e corect. Da, da, da. Nu doar vine turistul și pe urmă pleacă și da, nu lasă nimic decât gunoaie eventual. Da, da, da. Da. Bine, hai că eu mai am drum de făcut. Mi-a hai părut să bine. Să trăiești, să fii sănătos. Numai bine. Să vă găsesc sănătos. Asemenea, vă mulțumesc. Ia uite aici. Bogăție. Mulțumesc, bă, da prost. Salut! Fani! M-am întâlnit adineauși cu nenea Iacob, da, aici pe deal. Da, e frate cu mine, Iacob. Da? Da, ah, da, da. Ce tare. Și aici locuiți? Da, aici. Da? Da. Te uita și găsi și eu. Wow! Ăsta de fag. Uh-huh. A, crezi pe tulpina fagului? Pe tulpina fagului. Ah, ce frumos miros. Da, da, da. Wow, uite ce frumos aveți aici. Nu prea.
Ăștia sunt ardei aici sau ce? Ardei, da. De aia iuți? Da, iuți. Și ce mai creșteți de mâncare așa? Păi cartoful, porumbul. Și animale ce aveți? Păi vaca, calul, oițele. Da, că am înțeles că acum aveți piața asta aici la Ineleț. Da, da. O dată pe lună sau cum? O dată pe lună, da. Uh-huh. Și au venit clienți? Au venit. Da? Au venit. Dar ce găsești de vânzare? Țui, că am înțeles, fructe? Țuică, sau? Brânză, fructe, uh-huh. Eu știu, ce mai... Ce face fiecare? Poate da. Gem sau da. Ce... Da, da. Uh-huh. Dar e foarte bine, foarte păi bine. Păi da, uite, că de adică turiștilor le place zona, dar trebuie să și o sprijine cumva, că altfel toată lumea pleacă la oraș și... Da, la oraș. Cine da. Mai are grijă aici? Da, da. Aveți și curent cu panou? Uite, sau? Asta ne-a dat primăria, la fiecare casă ne-a dat câte un panou. Da? Și cât curent face asta? Păi eu... Vă ajunge de un bec sau ce? Așa, poți să-ți încarci și un telefon. Uh-huh. Ia uite, mai e cineva pe cal. Băi, bă, mă, al mică, bă, ce atent, mă, ce-o lovesc. Salut, bă, salut. Vârți, mă, ia, uite-te acasă, mă. Uite, vine un prieten pe la mine. Salut. Mars. Ioan. Unde zici că mergi? Mă duc până la Zăradu după capre. De a grijă cu... În Nărăvaș? În Nărăvaș, dă cu cine, mă, în pământ. Eu am pățit odată. Am pățit-o tare de tot. Ce faci? Nu, că e blând. Nu, că are peste nas. Are peste nas și de-aia încearcă să-i mai... Acum, nu mai ar treabă. E a meu. E... Aici e raiul caselor cu muntele în curte. Așa arată poteca de acces la casele astea în Ineleț. Cam jumătate de oră din Ineleț până în Cracu Mare. Acum ies în Poiana Minunată, cum se chema, Dumbrava Minunată. Cu priveliști înspre continuarea... La asta nu mă așteptam. Spre continuarea traseului spre Prisăcina. Hai să vedeți. Ții, cât de frumos. În stânga e Iarjana și în dreapta vârful Cușmița, unde am fost dimineață. Și în mijloc, Prisăcina, unde o să ajung în seara asta. Încă una dintre gospodăriile astea minunate, pe cale de dispariție. Sperăm să nu. Depinde și de noi, dacă vor dispărea sau nu. Oare ce sunt firele astea? Or fi sârme de agățat rufe? Vin de undeva de acolo, de jos, din pădure, traversează peste potecă și urcă în poiană spre o casă. Aici multe case nu au curent electric. De fapt, nicio casă nu avea curent electric până de curând. Acum unele și-au mai pus panouri solare. În schimb, unii oameni și-au montat pe firul apei mori de apă care, cu generator care produc curent electric. Și prin firele astea urcă la casă curentul. La sfârșit să-mi spuneți care căsuță v-a plăcut cel mai mult. Ce vezi, cimitirul e destul de departe, tocmai în Ineleț. De continuarea traseului, pe potecuță, intră în pădure, acolo ar trebui să găsim apă, deși toamna mai sacă pâraele. Așa, și pe urmă se traversează, mai trecem cât niște ape, intrăm în firul Văii Prisăcina și de aici pe fir la deal până în sat. Asta e bou. Mă, nu fi bou. Cam târziu pentru asta. Ești cu minte? Te uiți cam supărat așa. Stai pe loc. Hai. Treci mai departe. Trebuie să mă dau eu, e ca în povestea aia cu cine trece pe pod. Trebuie avut grijă cu boii ăștia, că te înțelegi greu cu ei. Unde îi întâlnești? În pădure, în trafic. Am ajuns în Valea Prisăcinei și aici este o fostă moară, acum dezafectată. Anul ăsta nu prea s-au făcut nuci, că a fost secetă și grindină în aprilie. Ia să vedem dacă mai este aici ceva interesant. E făcut un șanț prin pământ care vine din râul de mai sus. E colectat aici într-o... Și apoi intră acolo, are și un grilaj, să nu intre lemne sau pietre. Și pe urmă se duce la moară.
la roată, care învârte acolo un dinam și care produce curent. Și firul duce curentul prin pădure până mai sus unde e casa. Am intrat în drumul de căruță din Prisecina. Ce frumos! Principala resursă e iarba. Bine, am venit în Muzeul Satului. Varianta originală, că în București, la Dimitrie Gusti, casele nu au în curte dita mai muntele. Prisecina mi se pare că este satul cu cei mai mulți locuitori de aici din zonă. Cel puțin așa mi s-a părut de fiecare dată când am venit aici, parcă mai multă lume pe stradă, vorba bine, pe drumul ăsta de piatră și pământ, care se oprește aici, de fapt, vine din Bogâltin, prin Cătunele, Poiana Lungă, Dobraia și se oprește în Prisecina. Mai departe, ca să ajungi pe Cracu Mare sau în Ineleț, se merge doar pe potecă, ceea ce pentru noi, din punct de vedere turistic, mi se pare mai bine, pentru că în felul ăsta poteca oprește accesul la auto, păstrează zona un pic mai naturală. În schimb, pentru cei care locuiesc acolo, accesul la auto este, poate fi o necesitate, un drum le-ar ușura poate traiul. Cred că trebuie găsit cumva echilibrul între ceea ce se face pentru acești oameni, ceea ce se construiește nou, cum încercăm să-i ajutăm, și ceea ce rămâne din punct de vedere turistic. Turiștii vin aici nu ca să vadă șosele și pensiuni înalte, vin tocmai pentru că sunt satele astea păstrate așa cum erau acum 100-200 de ani. Bine, nu mai sunt ca acum 100 de ani, pentru că acum 100 de ani erau mult mai multe case, mult mai multe familii, dar na, tinerii caută să plece spre orașe pentru o viață mai bună. Dar dacă noi am reușit să le facem aici viața un pic mai bună, poate că mulți ar alege să rămână, să nu-și părăsească locurile unde s-au născut, dacă ar vedea că au ceva de câștigat din acest lucru. Dacă ne plac lucrurile acestea, atunci trebuie cumva să le și încurajăm să existe în continuare. Și putem face asta, de exemplu, nu știu, cumpărând produse locale. La Ineleț, cineva a avut inițiativa să organizeze în fiecare lună o piață cu produse locale. Vă dați seama, o piață în vârf de munte, unde nu e acces auto, vin doar oameni care își doresc să cumpere produse de aici, făcute aici, în ideea de a și sprijini oamenii care locuiesc aici. Noi când venim, wow, ce frumos e, ne bucurăm, sunt 2-3 zile libere în care ne detașăm complet de oraș, dar dacă ar fi să stăm aici, am avea nevoie cu siguranță de mai mult confort, de anumite facilități pe care oamenii ăștia nu le au. Așa că măcar din partea noastră să găsească puțin sprijin financiar, în primul rând, pentru că asta este lipsa principală aici. Stau de vorbă cu domnul Nistor Talpeș din Prisecina și sunt curios să aflu un pic mai mult despre viața acestor locuri, viața din satele astea izolate pe munte. Și uite, domnul este cel care ați făcut moara, nu? Da, și moara pe apă. Și asta cam prin 1950 am înțeles, sau când? Făcută de bunicii, străbunicii mei. Da, și ați refăcut-o? Ați menținut-o în viață? Am menținut-o să fie funcționabilă. Da, nu doar pentru turiști, adică clar e principalul scop. Pentru familii de aici, așa, din zona respectivă, din Prisecina. Adică vine omul cu porumbul, macină și știe acasă. Își face mălai. Făina și... Da, și de aici pleacă apa în coș. O și aici. Mutați astea aici? Da, ca să vină apa în coș. Da. Asta ce tare. Da, intră-te aici, așa. Ia uite, Elicia. Ai turbina, sau cum se spune. Turbină? Săptămâna trecută am fost în București la Muzeul Satului și am văzut și moara dumneavoastră. Aici sunt două pietre. Una e stabilă și una se învârtește. Aia de sus se învârtește? Da, sau? Dar de jos e stabilă. Da. Aici se pună boabele, aici se reglează, că ce boabe se pișe aici. Aha. Uite aici, așa, pișe vin boabe. Pișe, așa. Asta are o țavă. Aha, da. Aia o învârte apa și țava învârte piatra. Da. Și atunci aia se învârtește, învârtește apă. Da. Și mălaiul iese singur pe aici? Da, singur, da. Și înainte, da, erau mai multe, dar acum nu mai sunt funcționale. Da.
Dar dumneavoastră, familia, cam de când ar fi aici în zonă? Dinainte de... Înainte de... 1900 sau? Înainte da? De mult, pe la 1800 și ceva, s-au venit, s-au instalat, că trecând au fost niște popoare migratoare din astea și au fugit din sat, din Bogoltin, și au venit aici și au fost și obligați să se deschide, să defișeze, să-și facă locuri, aha, să-și facă pentru ca să trăiască aici, în zona respectivă. Și acum oamenii aici cum se descurcă și dumneavoastră? Doar cu ce produceți? Sau? Cu, esențial ce producem. Asta și, adică ce? Am văzut porumb, legume? Se face porumbul, se face legumele. Uh-huh. Omul se pune că oricum se face. Așa se face, dar știți cum, mai sunt și intemperii, mai vine și furtunie de grindină, poate să distrugă. Da, da. Și atunci de cumpărat cam ce aveți nevoie? Luăm ulei, zahăr. Ce nu se face? Ce aici? Nu se face. Ulei și zahăr. Și da, care fumează trebuie să cumpere țigări. Da. Restul se face tot. Și vin turiști prin zona, acum a devenit de când e și parc național, am văzut că vin mai mulți turiști, au aflat vin, de... Vine, se face urma la pe două, s-a făcut, a început să facă de vreo 3 ani de zile sau mai mulți maraton. Ani. Maraton din ăsta care vin, fac. Sunt câteva sute de oameni, am zis, care vin și aleargă pe aici și trec și prin Prisecina. Da, trec și prin Prisecina, cum au intrat eu. Da, așa, dacă vin turiștii și vor și ei să mănânce la dumneavoastră, de exemplu, un prânz sau ceva, că sunt trecere pe aici, se poate? Se poate rezolva, da. Și dacă se strige la poartă sau cum? La poartă acolo, strigă la poartă sau de telefon. Soția e tot timpul aici? E aici, noi suntem unul, trebuie să fim aici permanent. Da, da, prin gospodărie. Adică... Da, păi trebuie aici, trebuie să animalele așa. Dar mie așa îmi place, să mă și opresc, uite, mai stai de vorbă cu un om, vezi un pic și cum e viața aici, în satele astea. Ce vi se pare cel mai greu aici, la viața în vârf de munte? Mă rog, vârf de munte, că suntem cam la 700 de metri altitudine, da, nu? Da, păi da, e mult de muncă, e, cum să spun... E program, program de 8 ore sau cum aveți? A, ce program? Program non-stop aici. Non-stop. Ca la uzină, cum era înainte pe timpul Ceaușescu, la uzină, n-aveai nici pași, nici duminica. Trebuie să lucreze. Da, da. Aici așa e, așa e la animale, aici trebuie să lucrezi permanent. Animalele au nevoie de atenție. Au nevoie, nu contează că e sărbătoare, că dacă le întreții, trebuie să le întreții curate, trebuie să le întreții și pe ele. Da. Că să dea și ele o producție. Da, altă formă, ce faci cu ele? Da. Dar cred că toată lumea întreabă așa, nu știu, vrea să scoate în evidență greutățile vieții de aici, dar eu sunt curios, există și părți bune, frumusețe, ceva ce vă place? Mai este și, păi dacă la oraș nu poți să supraviețuiești, trebuie să ai ocupație aici. Da, da. Asta te, domnule, trebuie să dau la animale, trebuie să fac alte, nu poți și să... te menține atent mereu. Da, te... da. Da. Da, puteți spune că vă și place asta sau deja s-a pierdut așa din bucurie? Nu, o facem cu... Trebuie să le faci din plăcere, orice, și la servici, dacă te duci, dacă nu-ți place să faci, să lucrezi, exact, nu poți să lucrezi, nu-ți place să lucrezi. Exact, în da, domeniu, da, ce domeniu lucrezi de medale? Uh-huh. Dacă îți place, îl faci cu drag, orice, dar ce nu faci cu drag, nici nu iese bine. Da, da. N-ai ce să discuți. Deci nu vă gândiți să plecați de aici, din locurile astea. Când mă mută popa, unde să mă mut? Păi cred că nu vă mută, tot pe aici, pe undeva, nu? Păi da, am zis să pleacă și așa aproape. Uite, așa mai aflăm și noi câte ceva despre viața satului românesc. Domnul Nistor, vă mulțumesc și sper să vă găsesc sănătos. Doamne ajută, să fie bine! O zi bună! La fel și dumneavoastră, spor la muncă! Mulțumesc! Aici, în Prisecina, e și un traseu care urcă spre pasul Prislop, ăsta cu triunghi roșu, și se poate ajunge sus acolo. Mă bucur de fiecare dată să descoper gospodării din astea tradiționale, așa, care încă funcționează așa cum funcționau de mult, cu multă muncă. Am văzut program non-stop, cum zicea domnul Nistor. Ei, cu greutăți, dar și cu părți frumoase. Acum ies din Prisecina, urmez drumul marcat spre satul Dobraia, de unde voi cobori de pe munte. Din Prisecina se poate urca pe traseu marcat cu triunghi roșu acolo, în pasul Prislop, cam o oră jumate poate se face, apoi se poate urca vârful Cușmița și se merge pe creastă spre vârful Iuții și se poate cobori în Ineleț. Cam de un an sau doi au apărut și releele astea de telefonie, așa că acum zona are semnal telefonic, cel puțin pe o rețea.
Am ajuns astfel în Dobraia, așa că am intrat pentru câteva minute și în școala primară, acolo unde mai învață astăzi 3 copii. Da! Da! Cu ce culoare vrei să-l faci? Cu roșu sau cu verde? Poți să mă așa și eu de tine? Da. Să ai un coleg de bani. Eu sunt Ivan. Cum te cheamă? Andrei. Ivan. Și tu ești aici în Săcina? Da. Da? Și vin fiecare zi la școală sau? Da. Da? De luni până vine, nu? Tot așa. Vine. Și câte ore? Câte ore? Și prin ploaie și... Și prin ploaie și prin vânt. Da. Și zăpadă. Doar când e închisă școala. Că la noi se mai închide iar. Când e zăpadă mare. Da. Păi da. Și îți place la școală? Fain. Tu ești clasa a patra? Acum? Și la ce cerpiți? Matematică. Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000. 1000? 10. 10? A, mai nu 0. Da, e la margine. Da. Da, da. Imediat, da. O să luăm un număr și o să-l compunem și să-l descompunem. Adică. Ia spune-mi, câte mii avem? Deci am avut sute de mii, zeci de mii, una, sigur că da. Plus 1000. Câte zeci avem? Două. Două. O să-ți aduc și eu. Dar fără mie chiar nu mai sunt copii până în clasa a patra? Deci sunt doar trei. Aici? Da, deci da. Da, doar trei. Da. Sunt puțini, sunt vreo 17 familii. Pe Prisăcina și Dobraia? Prisăcina, Dobraia, Gravul Taylorului, Poiana Lungă, toți sunt cuprinși aici. Puțin, foarte puțin. Da. Dar cu ce vă întâmpinați așa? Cel mai greu ce vi se pare? Traseul. Că e departe să ajungi și e greu de ajuns. Da, de aici tot mai e turmulețul ăsta, se mai vine cu mașini de teren. Da, acum îi mulțumim domnului primar, cu ajutorul lui. El a făcut drumul sau da, a făcut drumul? Am văzut că v-au adus băieții și ceva calculatoare, sunt cărți pe aici, cam ce simțiți așa că vă lipsește? Cred că este să vină copiii la școală și să învețe, pentru că nu, cred că mai avea nevoie de. Da, da, primul rând prezența dumneavoastră aici e importantă și, dar părinții sunt, se bucură că vin ei la școală? Se bucură, sigur, dar n-ar mai vrea să... Ionela, ușor. Nu ar mai vrea să trăiască și copiilor. Ce greutățile pe care le-au avut. Da, da. Pentru că trudezi din greu aici. Da, e mult de muncă. Și copiii, după ce vin de la școală, probabil mai lucrează și în gospodărie. Dar și sigur ajută. Că dai ajută pe părinți. Treburile în gospodărești. Da, da. Fără ajutorul lor nu s-ar putea descurca. Da, da. Băbuță. Bine. Pa, copii, mi-a părut bine să vă văd, să continuați aici, ați venit la școală, da? Să vă învățați mai departe și mulțumim doamnei învățătoare că vine și că, da, că îmi dau seama că nu e ușor. Menirea. Da. Aici închei drumeția mea prin munții Cernei și prin câteva din satele ce aparțin de comuna Cornereva. Am ajuns poate în cele mai cunoscute sate ale acestei comune, Ineleț, Dobraia, Prisăcina, cunoscute și prin prisma faptului că fac parte dintr-un parc național, Parcul Național Domoglet, Valea Cernei, și asta înseamnă că mai mulți turiști ajung aici în zonă. Este de altfel una din zonele mele preferate din România, din munții noștri, pentru că îmbină foarte frumos elementele naturale, adică munții, peisajele frumoase, stâncile munților Mehedinți, dar și din munții Cernei, cu elemente umane, cu prezența omului aici în natură. Căsuțe, căpițe, grădini lucrate, culturi de porumb în gospodăriile care sunt încă active, încă vii. Și aceste bucurii le putem găsi și noi, ca turiști, venind măcar din când în când în astfel de locuri, făcând cunoștință cu oamenii care trăiesc aici, încercând așa cum putem să-i și ajutăm, poate, nu știu, cerând găzduire, cerând ceva de mâncare pentru care să plătim niște bănuți, putem să contribuim la o viață un pic mai bună pentru acești oameni
și acest bine pe care noi am putea să-l facem lor se va întoarce către noi prin faptul că și peste câțiva ani am putea să găsim locurile la fel de frumoase și în continuare locuite de oameni care își lucrează pământurile și țin în viață aceste gospodării. Am fost plăcut surprins să văd că traseul cu punct roșu care vine din Bogâltin este foarte frumos. Deci nu mă așteptam să se vadă atât de frumos din partea cealaltă când ieși în Poieni, să se vadă creasta munților Cernei, se vadă și Arjana, foarte fain și traseul acela. Și ce e fain e că poți lăsa mașina în Bogâltin și poți face un circuit. Puteți urca în creasta principală, mers până la vârful Iuții, cum am făcut eu, coborât în Ineleț și apoi pe drumul marcat prin sate, prin Prisăcina, să ajungi în Dobraia. Și de aici Poiana Lungă, pe Arjana sau pe lângă Arjana, înapoi în Bogâltin. Eu sunt Ioan Stăinică și mă bucur în primul rând că am avut ocazia să ajung încă o dată în această zonă. Am venit în ultimii ani aproape în fiecare an și cu grupuri de turiști și nu mă mai satur de traseele din Munții Cernei. Sunt niște munți incredibili, tocmai prin combinația aceasta între natural și uman pe care o găsește aici. Așa că vă invit și pe voi să-i descoperiți, urmărind în continuare și emisiunea Pe Poteci spre inima ta, dar făcând minim de efort pentru a ajunge și voi aici. Fie apelați la un om care se pricepe să vă aducă, să vă conducă, fie veniți pe compropriu, căutați harta zonei, informați-vă despre trasee și haideți să mergem pe Poteci spre inima ta.